Da. Păi știi ce nu l-ați lăsat și pe Honorius dacă noastră fumați? Nu, a fumat o țigară îmbunătățită. Îmbunătățită. Am înțeles. Nu semăna țigara din pachet. Era o țigară îmbunătățită. Așa. Și culmea că era la un liceu bine cotat în București, adică unul de fițe și a spus, îmi pare rău, la revedere. În Statele Unite există niște regulamente care trebuie aplicate și la noi. Dacă după ora 9 seara copilul sub 18 ani e prins pe stradă, îl ia poliția, vine acasă, îți dă $1000 amendă și la a doua infracțiune îți ia copilul și de la casa Probabil copilului. Că depinde și de stat. Asta se întâmplă în Illinois, iată, în Chicago. Așa. Nu știu în alte părți cum e, dar în Illinois e lege și unde lege nu-i tocmeală. Ce calități trebuie să ai ca să obții brevetul de pilot? În primul rând trebuie să nu fii normal. Trebuie să ai o doză de inconștiență, trebuie să ai chestii de-astea care nu prea le are oricine. În primul rând trebuie să ai o mare doză de inconștiență. Fiindcă veni vorba de inconștiență, de calități, de Statele Unite, a fost știrea săptămâna trecută cu acel pilot care, iată, a ajuns erou al Statelor Unite, care a salvat 145 sau 43 N-a de... N-a salvat nimica. Și nu e erou? Făcut, nu e niciun erou. Ne place nouă să creăm. Lor le place să-și creeze eroi, că acum e recesiune și la ei. Acum munca la negru e pe scară largă în Statele Unite. Da, au fost 40 de ani de experiență, prezență de spirit, putea să aterizeze oriunde. Asta învață. Deci un pilot asta învață. În 4 ani de școală de pilotaj, 6 luni, primele 6 luni înveți să zbori și 3 ani jumate înveți cazuri speciale. Ce faci dacă rămâi fără motoare la decolare? Ce faci dacă? Ce faci dacă? Ce faci dacă? Asta e școala de pilotaj, cazurile speciale. Asta am făcut și eu. În 40 de ore de zbor, în 3 ore, 4 ore am învățat să zbor. Stați să vă spun. Și restul orelor, 35 de ore, am învățat să zbor fără motor. Cu instructorul mi-a oprea motorul. Descurcă-te. Asta înveți. Și faptul că ți-ai făcut meseria, nu ești erou. Ești plătit să faci exact chestia asta. Acum suntem în 2009, în 2007... a avut loc. De asta zic că probabil că e vorba și de... Credeți în destin? Nu. No. Soartă, ceva? Nu. No. Bun. Deci, nu, no, totul sunt... e potriveală. Bun. Potriveală. Da, s-a nimerit. În 2007 a avut loc un accident aviatic în țară. Știu că a murit atât instructorul care... Ioan Vancea, întâmplătorul, da, îl cunosc. Eu, brașoveancă, fiind băiatului, fiind colegul fiică-mea, cât și elevul. Și era instructor. Da. Era și la doi... meu. Avionul meu s-a întâmplat accidentul. Nu știu de avion. Eu vor... Da, avionul meu. Și? 50-60 avea indicativ avionul respectiv. Era un ultralight și încă nu s-au dat publicității de la comisia de anchetă cauzele producerii accidentului, dar eu repet încă o dată. Domnul Vance a făcut infart. Era unul dintre... Asta vroiam, da, să... Deci era unul dintre marii piloți ai României. Iată. Care era instructor de planorism. Adică el era la zbor fără motor. Iată! Domnul s-a oprit motorul, da. Deci era meseria lui. El a făcut infart, elevul era tânăr, adică avea experiență vreo 10 ore de zbor. Că foarte aproape de pista de decolare, da, el s-a a făcut întâmplat. Infart și în caz de infart a scăpat manșa din mână și avionul s-a accelerat, pentru că a scăpat accelerația la mână. Și când lași accelerația, e invers ca la mașini, motorul săturează. Deci motorul săturează și el are un arc care turează motorul tot timpul. Deci orice se întâmplă, motorul săturează, pentru că e foarte important la zbor ca să ai înălțime și viteză, pentru că creează portanță. Asta creează portanța avionului care îl ține în aer. Deci el nu stă în aer de tâmpit, el stă acolo numai dacă are viteză. Dar medicii n-au sesizat atunci. E foarte complicat ca să afli infartul s-a produs înainte cu 7 secunde de impact. Deci de la momentul în care a făcut infart până s-a avut un moment de pierdere a conștiinței, nu neapărat infart, că se întâmplă diverse chestii de asta, în 7 secunde n-ai cum să-ți dai seama, oricât ai fi tu de medic specialist, dacă s-a produs înainte de impact sau după impact, infart. Deci aici a fost problema, pentru că un instructor de zbor, care toată viața a pilotat avioane fără motor planoare... Așa vroiam să fac paralela între și între pilotul erou din Statele Unite, care s-a zis, dar nu știam pilotul că... Pilotul erou e erou de pomană, l-au făcut erou de pomană, pentru că n-au descoperit un Mickey Mouse, ăla era erou, de fapt, și Batman și Superman. Omul și-a făcut meseria, e plătit ca să facă chestia asta, să aducă avionul la sol în bune condiții. El asta a învățat. El n-a făcut decât să-și facă datoria. Și nu mai trebuie să-i facem eroi pe oameni care își fac datoria.
Erou e să depășești limitele și să începi să faci tu de capul tău lucruri, să-ți iasă bine, pentru care în mod normal ar trebui să fii sancționat. Da, mă gândesc că